Da, știm prea bine că odată cu vârsta apar și problemele de sănătate, ne mai doare spatele, articulațiile, ne dau și ele bătăi de cap, Doamne, pe toate le-am. Orice am face unii dintre noi nu le putem ocoli, așa că cel mai bine ar fi să le înțelegem, să aflăm ce trebuie să facem, motiv pentru care, bună dimineața, Alin, ai spus că vei veni pe canapeluță, iată că ești pe canapeluță, bine ai venit. Bună dimineața. Coxartroză, sună super mega complicat, ce doare? Șoldul. Șoldul doare. Eu orice vorbești tu de oase, de spate, de eu sunt... Și la dureri de cap ai ridicat mâna. Da, le-am. Da. Artrozele, din punctul meu de vedere, sunt inevitabile. Dacă e să fim realiști, doar că ar trebui să ne confruntăm cu ele la o vârstă cât mai înaintată și într-o formă cât mai puțin gravă. Una e să ai o artroză la 45 sau la 50 de ani și una manifestă care să te împiedice în desfășurarea optima activităților cotidiene și alta e să ai la 80 sau la 85 de ani un început. Deci din acest punct de vedere, mi-e frică de această cu vârsta. Pentru că, datorită... Adică de la ce vârstă ar... 60 de ani. 60 de ani plus. Există... Deci coxartroza e artroza șoldului, așa cum gonartroza e artroza genunchiului. Și cum ar trebui să o depistăm? Să știm că, de fapt, durerea e din această cauză. Bună întrebare. De foarte multe ori se confundă cu durerile de spate. Da. Pentru că durerile lombare pot iradia în zona aceasta. Aia, cu ce zici, că s-a lăsat pe picior? Exact, cu sală lombosciatica. S-a lăsat pe picior, care și aia e o realitate, confundă câteodată cu, se poate confunda câteodată cu durerile din articulația coxofemorală, din articulația șoldului. Aici vorbim totuși de o limitare a mișcării, de o mișcare care nu are amplitudinea pe care noi o știam înainte. Și nu te gândi, Irina, acum că facem șpagatul. Că șpagatul e semnul clar că nu există artroză în articulație. Dar nu suntem la faza pe șpagat acum. Nu că mă pregăteam și-l făceam. Da. Și anume două, una după alta. Și atunci, dacă mergem către medicul specialist, reumatolog sau ortoped sau medic de recuperare medicală, prima și cea mai uzuală investigație este radiografia. Și pe o radiografie simplă, bazin în față, e foarte bună imaginea care acum este pe ecran. Pe o radiografie simplă de față vezi spațiu îngustat. Deci nu mai exact ca o sferă capul femural în osul coxal. Adică tu vrei să-mi explici că mecanica e că începe să se frece un os de celălalt și exact. Atunci... Exact. Și atunci suprafețele nu mai sunt perfect rotunde și spațiul nu mai e simetric. Că noi suntem foarte frumoși așa din start. Doar că se depreciază lucrul ăsta. Mai mult decât atât, apar niște osteofite marginale. În popor le spune ciocuri de papagal. Niște depuneri care și ele sunt tot în acest context coxartrozic. Și se tratează, Ani? Se tratează, dar mult mai bine s-ar preveni. Bun, și asta înseamnă ce? Că fac sport? Asta înseamnă că fac sport, dar știi și aici e o chestie interesantă. Sportul în exces, sportul agresiv, sportul de performanță, de fapt e factor de precipitare a instalării coxartrozei. Sportul ar trebui să fie undeva o oră pe zi, să combine... O viață activă, da? Viața activă, în not, să faci și bicicletă, nu doar să alergi pe ciment, să fie exact ce spune Irina, o viață activă care să păstreze cât mai îndelungat articulația. Și dacă totuși o avem, ajungem să suferim de această coxartroză. Ar trebui să facem mereu mișcare la limita durerii. Noi ar trebui să profităm de orice acces la bazin, să facem și recuperare medicală, adică kinetoterapia de care mai vorbeam în studioul prima, să facem și proceduri electrice o dată de două ori pe an dacă simțim nevoia. Adică coxartroza este o afecțiune degenerativă până la urmă, dar ea poate deveni periculoasă. Pe de altă parte, pentru că suntem în secolul 21, trebuie să dăm și o, cum să spun, o notă de încredere privitorilor noștri și anume se poate
pune o proteză dacă chiar ajungem asta în acel... Asta înseamnă operație automat, da? Asta înseamnă operație. Da, deci dincolo de dureri, mai putem să simțim și alte lucruri? Se mai poate categoric, întâmpla? Categoric, simțim limitarea mișcărilor. Deci durere și limitarea mișcării. Că astea sunt esențiale. Și mă duc la băi, la Băile Felix. N-am scăpat de griji? Pentru o perioadă, da. Dacă te duci la Băile Felix sau la Techirghiol sau la Govora suficient de repede, scap de griji. Și dacă îți permiți ca timp, în primul rând, să te duci de două ori pe an, poate nu mai ai dureri decât rarisim. Astea sunt curele balneare. Eu nu sunt nostalgic deloc al perioadei comuniste, dar din acest punct ele de vedere... Ele au rămas totuși un punct bun. Ele au rămas un punct bun și să nu uităm că unii uită, nu erau degeaba 18 zile de tratament. Pe vremea aceea se lucra și sâmbăta și în acele bilete de terapie te duceai luni, sâmbătă. Eram mic, mi-ai trezit amintiri, am făcut N concedii din copiarea Băile Felix cu părinții mei, că erau cu dureri lombare. Fiind... Vezi? Da, mergem și noi. Dar pe final, foarte scurt, există o predispoziție femei, bărbați, pentru coxartroză? Nu neapărat. E o incidență mai mare la sexul feminin. Altul este elementul de diferențiere, vârsta. Cu cât decada de vârstă e mai mare, peste 60 de ani, coxartroza primară, asta degenerativă pură, afectează peste 50% din sexul feminin și peste o treime din bărbați. Dar procentele sunt deja mari. Și cu cât înaintăm către 80 de ani, incidența crește. Aici este bună și cu asta termin, este foarte bun proverbul românesc, paza bună trece primejdierea. Să fim activi. Bea, așteptăm să mulțumim ne vedem. Tare mult, Alin. Joi iar din nou. Joi din nou pe canapea. Clar. Perfect. Mulțumim tare mult. Cu mare drag, o zi bună tuturor. Doamnă și domnilor, în aceste condiții ne pregătim să ne luăm la revedere, dar nu înainte de a vă spune că a început să se vehiculeze o informație pe care așteptăm să o avem din surse sigure legate de o altă oficialitate de la Moscova. E dispariție, vorba de... se pare că ar fi fost găsit, există, vehiculează... Ministrul apărării din Rusia, nu se știe exact ce s-a întâmplat cu el. Sunt foarte multe variante pe care sperăm că le vom lămuri. În orice caz, de două săptămâni nu e de găsit, da? Da, dar mai multe informații și la 9 fix. Rămâneți cu noi!